Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine. La emisiunea mea Online Story vom vorbi tot despre Gala RXF și tot despre câștigătorii acelei seri, câștigători pe care dumneavoastră îi simpatizați și vreți să aflați de la ei tot ce s-a întâmplat acolo, tot ce au simțit ei în momentul în care au intrat în cușcă. Alături de mine este astăzi Ovidiu Neveu, nu este aici în studio, însă prin intermediul Skype-ului din Elveția va fi alături de mine și alături de dumneavoastră să spună din punctul lui de vedere tot ce s-a întâmplat în meciul cu Alex Bobicioiu. Bună, Ovidiu! Bună ziua, Cornelia, cea mai frumoasă prezentatoare de la Canal D și nu numai. Ești un drăguț, îți mulțumesc, îl iau ca pe un compliment din luna martie, fiind luna femeilor. Este cea mai bună introducere pe care puteai să o faci. Mersi frumos. Mă uit la tine, Ovidiu, te felicit pentru victoria pe care ai avut-o în ring cu Alex Bobicioiu. Una foarte scurtă, la care probabil mulți nu se așteptau. Nu ai nicio urmă, niciun semn acolo că ar fi existat vreun punct. Păi da, dar nu m-a atins. Păi dacă m-a atingea, poate îmi făcea vreo urmă, dar nu m-a atins. A încercat el niște mișcări acolo să mă ducă la sol, la picioare încerca să se bage, dar nu i-a reușit. S-a antrenat pentru lupta la sol, probabil a văzut disputa ta anterioară cu Iancu Sterp și a crezut că acolo este cumva cheia victoriei. Dar Da, exact, asta cred și eu că a gândit, că o să facă la fel ce a făcut Iancu cu mine, să mă ia pe sus. Dar eu m-am antrenat foarte mult, am fost la Oradea și am învățat să mă apăr pe chestia asta. S-a văzut că ai învățat să te aperi. Bobicioiu declara după meciul cu tine că nu s-a simțit pregătit în ziua respectivă să intre în ring, chiar nu-și mai dorea lucrul ăsta. Crezi că se poate întâmpla așa ceva ție? Am văzut ți s-a că întâmplat și, asta? Și m-a cerut din nou revanșa. Chiar aș vrea să vorbesc despre chestia asta. Eu, după meciul cu Iancu, dacă ții minte, cred că e prima dată, la prima emisiune care am venit în România vreodată, a fost la tine în emisiune, am ieșit public și am zis că e mai bun ca mine, am recunoscut, l-am felicitat, chiar am făcut și un TikTok pe chestia asta, nu am cerut revanșa, doar că el s-a pronunțat să mai fac un meci și după ar putea să mi-o ofere revanșa, să câștig un meci, așa a zis Iancu. Dar eu n-am cerut revanșa sau ceva de genul, am felicitat din contră. Asta denotă că Bobicioiu nu are caracter să ceară revanșa. L-am bătut și jos și sus și să zică că suntem egal, doar că el nu a avut chef. Nu și asumă nimic, eu mi-am asumat. Ar trebui să-și asume și el, că l-am bătut și în picioare și la sol. Cred că să mai facă 5-6 meciuri ca să ia cu revanșa. Și nu mai vrea nici publicul meu. Dar ați vorbit după disputa, la final? L-am felicitat, m-am dus, i-am zis acolo și capul sus, că am fost și eu în locul tău. Chiar i-am vorbit frumos. Și după 2 zile, el frustrat ce a văzut pe TikTok, că țineau oamenii cu mine și l-am făcut frumos, a început să ceară revanșa și să zică că suntem la același nivel. Păi cum să fim la același nivel dacă tu nu m-ai atins? Și eu ți-am dat punct și în picioare și la sol. Crezi că se poate întâmpla totuși să ai o zi proastă și să te trezești cumva înainte de mes să spui bune, că nu mai lupți sau că nu ai o stare? E vorba de antrenament aici. Dacă te antrenezi, că acolo e o zi, te anunță cu 3-4 luni înainte, vezi că ai meci. Și ziua aia trebuie să fii apt. Nu există că e zi proastă sau alea. Tu te pregătești. Dar asta a fost o scuză, încearcă și el scuze. Eu n-am găsit, am pierdut și eu, dar mi-am asumat. A fost mai bun de data aia, asta e, așa putea să zică și el. A fost mai bun de data asta, poate altă dată, dacă ar vrea să-mi accepte revanșa. Nu să iasă public și să zică că suntem la același nivel, dar eu nu aveam chef de bătaie. Despre ce vorbim?
Ai simțit din sală că e susținut, de exemplu, de Alex Noagă, am văzut că era în picioare atunci când luptai cu rivalul sau cumva. Cu Iancu, când am intrat, m-a huiduit toată sala. Mai contează și chestiile astea, zic sincer. De data asta m-a susținut sala pe mine. Nu știu de ce. Că eu am avut hate tot timpul, dar e un sentiment frumos. La fel și la conferință m-a susținut și m-a aplaudat pe toată sala. Da, vezi, uite, vezi, se schimbă lucrurile. Chiar discutam aici în studio, în ultima ta emisie alături de mine, și vorbeam despre situația asta, că lupta cu Iancu Sterp este doar un război pierdut, nu o etapă acolo, nu în totalitate, și o să-ți vină vremea când oamenii o să te susțină și pe tine și o să simți asta. Ceea ce s-a întâmplat, uite, eu la sincer îți zic, Cornelia, cu Iancu Sterp, așa că nu prea aș vrea să mai intru în cușcă, nu pentru că mi-e frică, că nu mi-e frică de nimic, cred că lumea a văzut și chestia asta și din contră că cred că ar fi un meci frumos între mine și el, dar ducându-mă acolo la el în familie, cunoscându-i familia toată, mâncând cu ei la masă, nu prea îmi vine să mă duc să... Ce? Maică-sa mi-a pus masa să mănânc și alea și eu să dau un băiatul ei? Să... Așa e în cușcă, până la urmă. Ne umplem de sânge și toate astea. Așa e. Dar dacă el ar vrea și Eric Sef ar face posibil meciul ăsta, m-aș duce. E foarte bine, pentru că uite, ai foarte mult curaj să intri într-o dispută iar în cușcă cu Iancu Sterp, un adversar foarte, foarte puternic. Puțin cred că au curajul să fie acolo și, te repet, discutam lucrurile astea și atunci când s-a terminat lupta cu el. De altfel, sunt, repet, persoane care încearcă să aibă adversari poate mai ușori și să ajungă acolo sus fără a se lupta. Uite, cu așa aș fi putut zice și eu, cum a zis Bobiciuiu, aș fi găsit o mie și una de scuze, kilogramele, experiența, el făcea de un an jumate, a mai avut un meci, alonja și toate cele. Dar eu am ieșit public și am zis că e mai bun. Stop. Dar și acum, în momentul ăsta, odată ce are o victorie, m-a bătut, m-a câștigat, să zice că e mai bun. Că a rămas 1-0 pentru el, nu? Așa e. Până la... Dacă ar fi să fie meciul, rămâne mai bun ca mine. Cred că ai avea o ambiție foarte mare și ar ieși un meci foarte frumos între voi. Revin la întrebarea mea, Ovidiu, aceea, dacă l-ai văzut sau dacă ți-a spus cineva că Alex Noagă a fost cel care te-a susținut de pe margine frenetic, cumva, și după filmările a apărut. Da, într-adevăr, mi-au zis frații mei, după meci, că zbiera pe acolo și mă susținea și îi mulțumesc pe calea asta. Chiar azi mi-au zis frații mei. Ce să zic, era normal să mă susțină, mi-e și prieten, îl cunosc, e caracter frumos, la fel și el și fratele lui. Le mulțumesc pentru susținere. Foarte frumos, așa și trebuie, într-o gală sportivă să vorbiți foarte bine unul despre celălalt. Tu te-ai luptat cu Alex Bobicioiu dintr-un motiv, sau cel puțin așa s-a discutat la început. Și motivul acela este, sau mă rog, se numește Simina. Vreau să discutăm cu sinceritate despre acest subiect, despre începuturile acestor speculații sau, mă rog, adevăruri. Cum ai cunoscut-o tu pe Simina? Cum ai văzut-o tu și ai dorit să te lupți pentru ea? De ce s-a ajuns la asta? Ea a început astea cu mine, mi-a dat urmărire pe TikTok și like-uri. Și e normal, când îți dă like-uri și urmărire, înseamnă că vrea ceva, nu? Și like-uri mai ales,
În urmă cu cât timp? Și i-am scris și ne dădeam inimioare. Și eu credeam, știam că e în relație cu el, dar credeam că mă simpatizează și că mă vrea. Înțelegi? Și m-am dat la ea tot timpul până la meci, credeam că nu o să stea cu obiceiul, că o să-l lase, l-a lăsat și de câteva ori. Până când am ajuns în România și am cunoscut-o personal și cred că nu ne potrivim în niciun fel, nici pe caracter, nici pe multe chestii. E, nu e ca, am mai zis în interviu la tine, nu e ca în realitate, ea, ca online. Am înțeles, dar tu când ai discutat prima dată cu ea, mă rog, este vorba probabil de vreo perioadă de un an, de câteva luni bune, și ai intrat așa în niște relații pe internet. Nu ați vorbit și despre Alex Bobicioiu? Pentru că el este și era bărbatul care stă aproape. E un fel de babysitter acolo în casă, înțelegi? Spală farfurii, dă cu aspiratorul, are grijă de copil. Nu e, zic că e rău, dar părerea mea că un bărbat ar trebui să facă banul și femeia să stea acasă, să aibă grijă de copii și de curățenie. Nu invers, dar se pare că în ziua de azi s-au schimbat rolurile. Femeia face bani pe TikTok și el face curățenie. Da, iubirea se poate manifesta în multe moduri. Și să ai grijă de iubita ta și de copil. Eu i-am văzut, sincer, în foarte multe situații împreună. Și chiar mi se pare un cuplu foarte frumos. E adevărat că se mai împacă, se mai ceartă. Dar așa sunt pe la început. Nu mă mai interesează ce fac ei, că să alea. Dacă mă interesa când îmi plăcea de ea, dar mă bucur că am cunoscut-o face-to-face și am văzut ce fel de femeie e. Nu o mai vreau. Și mergi pe drumul tău. Dar au fost momente pe care oamenii de acasă nu le cunosc, în care poate în situațiile în care se despărțea pentru moment de Alex Bobicioiu să apeleze la tine, la discuțiile cu tine? Normal acum, sincer, Cornelia, îți zic din suflet, că am câștigat meciul cu iubitul ei, trebuia să iasă cu mine la o cafea, așa era pariu, să iasă cu mine, ea singură, la o cafea în București acolo. Dar n-am mai vrut eu, ce să mai insist pe chestia asta, dacă nu mai îmi place, nu mai vreau să ies eu cu ea la cafea. Am să înțeleg că a fost un pariu între voi? Da, pe Life a zis că mă lasă să ies cu ea la o cafea dacă câștig meciul. Și mai două pariuri au fost și că îmi dă și banii care îi câștigă de la RXF. Dar se pare că a cam uitat, da? Nu-i cer banii, care și el e puțin amărăștean. Are și el nevoie, normal că nu poți să lupți într-o gală fără nimic. Are. Dar pariu e pariu, nu până la urmă. Așa e. Ai mai lupta în ring pentru o femeie celebră? Da. La partida tot anterioară timpul cu... aș lupta pentru Getuța, chiar dacă e măritată. Numai pentru ea aș lupta. Ce are Getuța comparativ cu toate Getuța femeile pe care le-ai întâlnit? De toate... pițipoancele astea, zic sincer, diferită de toate pițipoancele astea care sunt acum siliconate și astea. Ea e o fată simplă de la țară și arată și bine. Înțelegi? E frumoasă. Cum e pe internet, așa e și în viața reală. Și ca vehiculă caracter și fizic. Înțelegi? Cornelie. Da, atunci când ai întâlnit-o... Ți-a plăcut și mai mult decât da, era când am întâlnit-o, pe internet. Era și mi se părea și mai frumoasă în realitate ca pe bune. Ăsta e adevărul. Chiar dacă e măritată și astea acum, nu mai fiecare cu este viața lui. Este tot o femeie frumoasă. Eu o simpatizez în continuare. Chiar dacă se mărită o femeie, ea rămâne la fel da, de frumoasă da. Și de interesantă. Rămâne în sufletul meu acolo, rămâne în sufletul meu, cred că pentru toată viața. Și acum dacă ne-am vedea noi doi, eu cred că ar simți și ea ceva și eu.
Ai avut emoții când te-ai întâlnit cu ea prima dată, față în față? Da, eu care sunt Ovidiu Neveu și nu prea am emoții, când m-am întâlnit cu ea chiar am avut emoții, zic sincer. Cam îmi tremurau așa, se ridica părul pe mâini. Ăsta e adevărul. Ești un bărbat puternic, poate să aibă emoții în fața unei femei la fel de puternice. Da. Ați mai ținut legătura chiar prietenească, mă refer. Cu mama Geta, cred că acum 3-4 zile. Mi-a scris mama Geta, mi-a zis că, în fine, mi-a dat o veste proastă pentru mine, dar bună pentru familia ei. E însărcinată. Însărcinată în 2 luni, să-i trăiască, felicitări, să fie sănătos, asta e viața, asta e... Mersul ei. Așa a vrut Dumnezeu. Așa a vrut Dumnezeu. Te-a felicitat mama Geta pentru victoria? Da, m-a felicitat și mi-a zis o glumă care o facem noi, eu cu ea tot timpul. Ce glumă? Dar nu pot să o spun acum aici. Foarte bine. Sunt momente care există doar între tine și anumite persoane și eu le respect. Mi cu toate astea, cine ne-a mai ciondănit noi, eu cu familia Sterpe, astea, eu chiar îmi atașasem rău de tot de ei, cred că și ei de mine, că ne mai scriem, ne mai alea. Chiar e o familie bună la suflet. Foarte bună la suflet și uite, în momentele în care ai câștigat, au putut oamenii de acolo să-ți, și în special mama Geta, să-ți trimită un mesaj, să vorbească cu tine și să spună lucruri frumoase. Da, a făcut-o și public, a comentat la un video al meu că mă susține, că asta a făcut-o și public. Cum ai sărbătorit victoria cu Alex Bobicioi? Cu antrenament la Oradea. Imediat a treia zi m-a luat Sandu Lungu la antrenament. Nu am sărbătorit-o, știam că îl bat. Dar nu mă așteptam nici eu, sincer, să-l bat așa repede și fără să mă atingă. De-aia m-am și urticat ultima dată și m-am supărat când l-am strangulat că a bătut. Aveam extazul ăla și voiam 2 reprize. Că tu erai acolo în acțiune, mai voiai ceva, poate mai... Păi n-au vrut doi adversari. Da, am bătut prea ușor și de-aia m-am ofticat puțin. Dar e important că am câștigat și mulțumesc lui Dumnezeu că am câștigat. Că e sănătos. Dacă nu câștigam și m-am bătut cu unul cu 90 de kilograme, că ăștia zic că nu e bun Bobicioiu, că astea. A făcut judo 6 ani, Bobicioiu. Avea 90 de kilograme, mai înalt cu 15 centimetri ca mine. Alonja mai mare, să intre și ei, ăștia care zic că nu e bun obicei, să intre și ei cu unul mai mare cu 13 kg peste ei, înălțime 15 cm și după mai vorbim. Dar spuneai că nu o să mai accepti meciuri de genul acesta, de ce ai făcut-o cu Bobicioiu totuși? Așa mi-a dat RXF și am fost obligat să accept. Așa mi-a dat Sebastian Vieru. Și a trebuit să accept. N-am avut un cot. Și uite că ai făcut un meci. Dar nu mi-e frică, poate să aibă și 100 de kilograme tot intru, cu oricine. Asta este. Îmi place și să iau și să dau bătaie. Ce ți-au spus frații tăi înainte să intri în cușcă? Ei cred că au fost mai fericiți ca mine, zic sincer. Mai fericiți. Aveau chiar emoții. Și când la bă, frate, să ai grijă că e greu, că e 4 kilograme cale. Dar eu le-am zis să aibă încredere în mine și au avut. Și când le-am zis să aibă încredere în mine de data asta, am înțeles. Cine e cu moralul dintre frați? Sergio sau Pavarotti? Amândoi sunt cu moralul. Stau bine. Asta e bine. Și chiar nu v-ați dus voi în seara aceea niciunde? Nu. A venit altcineva la noi. Da. Și asta e secret? Da. Cam mai văzut? Am făcut și noi un mic party, dar fără alcool. Fără alcool, păi dacă a doua zi te duceai la antrenament, n-aveai cum să fie cu alcool. Dar n-a fost cu alcool, a fost cu fete sau cum? Ceva de cine? Piscina astea, frumos, în not. În not, da. E frumoasă victoria. Și când fac party, îl fac tot în sport.
Da, ești tu mai diferit, așa, faci lucrurile altfel. Exact, mersi că ai zis că sunt mai diferit, Cornelia. Și tu ești chiar diferită. Cred că cea mai frumoasă, am zis la începutul emisiunii, prezentatoare care am cunoscut. Zic sincer. Eu îți mulțumesc, te mai aștept și aici în studio. Știu că vei mai lupta în gala viitoare. Da, și da, vei fi prezent și aici, în București. Voi veni cu mare drag emisiunea care m-a chemat prima dată. O să o respect tot timpul. Chiar dacă voi ajunge să mă cunoască și pe mine puțină lume, nu zic că sunt foarte cunoscut. Acolo cât lume mă cunoaște, o să... Și dacă ajung mai sus, o să respect emisiunea asta, că voi m-ați chemat prima dată aici. Așa, eu vreau să le dezvălui ceva oamenilor de acasă. Un lucru pe care probabil nu-l știau și care vine să, nu știu, să accentueze cumva cuvintele lui Ovidiu. În prima emisiune în care el a venit aici în studio, mi-a promis că orice s-ar întâmpla în ring cu Ian Custer va reveni și va spune punctul lui de vedere. Ne-am întâlnit la sală, am fost la meciul lui. Acolo toată lumea știe, a pierdut. Mi-a zis, n-am să vorbesc aici, dar îți promit că am să vin la tine în studio. Nu l-am crezut. Am zis, domne, asta e. Omul a pierdut, nu pot să mai vin și eu să mai bag un cuțit în rană mai adânc. Și am lăsat lucrurile așa. Dar a doua zi, Ovidiu m-a sunat și mi-a zis că vrea să vină și să se țină de cuvânt. A ajuns la mine în studio și a spus tot ce a trăit el în ring cu Iancu și l-am apreciat și mai mult și mi s-a părut că astfel de oameni trebuie să existe în competițiile acestea sportive. Oameni care să se țină de cuvânt. E, vezi, Ovidiu, am mai spus și eu câte ceva din ce este și dincolo de lumina reflectoarelor. Mulțumesc frumos că pentru apreciere, Cornelia. Păi, cel mai important în viață e să fii sincer și lumea care vede te vor aprecia, părerea mea. Vorbeai și de McGregor la un moment dat. Crezi că ai putea să lupți vreodată acolo? Pentru mine visul se poate împlini, nu trebuie să... Știu că alții o ia în caterincă sau în glumă sau ceva de gen, dar eu chiar cred în meciul ăsta. Nu se știe niciodată, nu zi niciodată. Și Sebastian Vieru a zis, promotorul acestei gale, nu zi niciodată. Și Las Vegas e cea mai plătită din lume. Au bani. Și l-ar putea aduce, de ce nu? Eu fac show-ul meu, el face show-ul lui, n-a mai luptat de atâția ani, nu mai e ce trebuie nici el să fie acolo la... Înțelegi? Am bătrânit. Eu cred că aș avea și eu șansă în fața lui. Mă antrenez la Sandu Lungu un an, jumate, doi și o să-l arunc și în aer, pe bune. Vorbesc. De ce nu? Oricum, am încredere în mine. Cu stafful pe care l-am acum, am încredere în mine și intru cu oricine. Cum te antrenezi? Te antrenezi în Elveția sau faci naveta și în România? În Elveția să mă rezolv și eu treburile aici și mă voi întoarce în câteva zile înapoi la Oradea să mă antrenez. Deci rămâi la Oradea pentru o perioadă Înainte de un meci care l-am, trebuie să mă antrenez 2-3 luni să fiu acolo obligatoriu la Oradea. Te vom vedea în ring în gala din mai? Da, am fost sunat a doua zi, mi s-a propus o persoană, nu vreau să-i dau numele, am acceptat imediat. După am sunat iar a doua zi și a zis că nu mai vrea, că nu știu de ce nu mai a găsit el motive. S-a uitat poate mai mult la meciul tău cu Bobby Cioiu și s-a răzgândit. Posibil și asta. O să fie un adversar și pentru tine, sunt sigură că tot la fel. Da, îmi găsesc, cei de la RXF îmi găsesc repede adversar și știu și ei că eu nu pot să refuz pe nimeni, dar ei fac tot jocul acum, nu mai găsesc eu adversari, îi găsesc ei. Știi cum, vezi cum s-au schimbat lucrurile de Ovidiu? Atunci când ai dorit să lupți cu Iancu, te-ai chinuit cumva ca tu să-ți găsești adversarul. Însă situația s-a așezat așa încet și
lucrurile bune se întâmplă și în cazul tău, să fii tu. Cornelia, tot show-ul ăsta și toată moda asta și trendul ăsta pe TikTok cu provocările, eu le-am făcut când am început să-l provoc pe Ian Custer. Am făcut, cred că 4-5 luni m-am ținut numai prin clipuri cu provocări față de el. Și după meciul cu Iancu am început tot să facă pe TikTok provocările. Deci nu știa nimeni, eu zic sincer, de Eric Sef, de bătăi, de provocări. Și acum a luat amploare la nivel național, după cum se vede. Dar eu am fost singurul care a dat moda în Eric Sef, ăsta e adevărat. Așa e, cu aceste provocări. Ai văzut că și femeile au început să se acum provoace acolo. Mai rău decât voi bărbați. Tot ce vezi pe internet, Eric Sef și provocări. Ai văzut vreun meci de-al femeilor acolo? Ai avut timp să da, uiți? Da, da, am stat și după meciul meu, l-am văzut pe al lui Tatiana, da, și al lui Kinga l-am văzut înainte. Ți-a plăcut cum au luptat fetele? Mă așteptam să câștige, sincer, după ce m-am întâlnit personal cu Kinga, am pus-o să mă ia în brațe puțin așa să văd ce forță are și eu avea forță și mi-am dat seama că o să câștige. Ți-ai dat seama de la strângerea aceea prietenească în brațe că ea va fi câștigătoare, deși mulți o dădeau pe Roxana Țuțu, cea care avea și niște comentarii. La e bună și Roxana, nu zic, dar a fost peste Kinga. Da, Kinga de data asta chiar a fost peste. Kinga a tăcut și a făcut, știi cum nu e. Nu contează neapărat chestiile astea. Contează să te antrenezi, Cornelia, în Cluj, că trebuie să fii antrenat și să intri antrenat, că altfel n-ai nicio șansă dacă nu intri antrenat în Cluj. Antrenamentul contează cel mai mult. Contează într-adevăr cel mai mult antrenamentul, seriozitatea. Dincolo de antrenament, trebuie să ai duci și o viață sportivă. Asta spuneai și tu, că imediat ce ai terminat disputa cu Bobicioiu, a doua zi ai luat-o de la capăt. Poate alții exact. Ar mai fi ținut-o într-o petrecere. Am și antrenori care te pătimește mult, crede-mă, Cornelia, te pătimește într-adevăr mult. Ca să vrei să câștigi cu adevărat, trebuie să suferi înainte de meciul ăla. Înainte de victorie trebuie să bași suferință multă. Ce mai așa poți să aduci rezultate. Ai avut momente când ai fi fost în stare să renunți sau să sar la antrenorul tău de nervi? Păi cum să... În primul rând, n-ai cum să faci chestiile astea. Faci ce zice, că e și el Sandu Lungu, în primul rând, să-ți fie rușine să faci chestiile astea. Nu, tot ce zice, fac la antrenament. Ești un elev model, să înțeleg. Și model, nu mă consider un elev model, dar îi mulțumesc pe calea asta că m-a luat sub aripa lui și are grijă de mine, pe bune, într-adevăr, se interesează de mine, asta e cel mai important și văd și eu chestia asta, chiar se interesează de mine, învață foarte multe lucruri, nu neapărat în sport și să vorbesc și cum și mai multe chestii, cum ar fi mă educă la vârsta asta, ce, în sport. E perfect lucrul ăsta. Cum a ajuns Sandu Lungu să te ia sub aripa lui protectoare așa? O să zic, fiindcă nu face pentru toată lumea. Eu am văzut odată pe TikTok că mi-a dat urmărire și like-uri la clipurile în care mă antrenez la sală, făceam brațe. Și imediat am făcut un clip și am zis, nu știu, nu vreau să-i pronunț numele la antrenorul lui Iancu, dar o să-i pronunț. Am zis, uite, am făcut eu un clip pe TikTok, uite, Sandu Lungu, legenda României, îmi apreciază clipurile unde mă antrenez și mi-a dat urmărire și vine unul ca Robi Mund să mă învețe pe mine despre sportul ăsta care are două meciuri în cariera lui. Două meciuri în cariera lui, la fel ca mine, cum am eu. Două meciuri are și el. Și m-a învățat pe mine despre sportul ăsta. Și de atunci el, Robi, mă urăște, face acum clipuri despre mine, mă provoacă. Nu o să-l bag în seamă, că eu știu ce caut audiență. Că nu l-a cunoscut nimeni până la vârsta asta și e frustrat. Înțelegi, Cornelia?
Da, nu să-l bag în seamă. Și cam așa a fost cu Sandu Lungu. După ce mi-a dat urmărire, i-am scris dacă mă poate antrena și mi-a zis cu mare drag, vin să mă duc la orată și așa, cam așa s-a întâmplat. Cam așa a început colaborarea voastră, o colaborare care a dus la prima ta victorie în ring. Să le așteptăm și pe următoarele. Îți mulțumesc mult de tot că astăzi ai fost alături de mine. Mulțumesc și eu vă mulțumesc pentru apel și că m-ați băgat în emisiune. Aș vrea să discutăm mai multe, dar că sunt sigură că aici în studio vom vorbi cu lejeritate și despre aspecte pe care lumea le cunoaște mai puțin. Te felicit din nou pentru victorie. Mulțumesc frumos, Cornelia. Mulțumesc să te antrenezi așa cum trebuie și pentru meciul următor și să ne revedem cu bine, Ovidiu. Da, o să ne vedem la București, o să vin dacă o să mă invitați. Cu mare drag ești așteptat aici în studio. Să discutăm despre tot ce se întâmplă și în viața ta și dincolo de ea, în competițiile Ericsson. O să vin și o să vorbesc și despre viața. N-am vorbit la nicio emisiune, dar o să vin la tine, promit. Te aștept cu mare drag, sunt sigură că va fi o emisiune foarte interesantă. Exact cum a fost și cea de astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sper că o să trimiteți pe adresa noastră de YouTube Wow News numai comentarii frumoase la adresa învingătorului. Să aveți o zi minunată și să ne revedem cu bine. La revedere!